Poliția pakistaneză a lansat în 25 noiembrie o operațiune de dispersare a unui protest al unor simpatizanți islamiști care blochează o intersecție ce leagă capitala Islamabad de orașul Rawalpindi din apropiere. La operațiune iau parte cam 8500 de membri ai trupelor de elită care au început să-i disperseze în zorii zilei pe cei aproximativ 2000 de demonstranți ce simpatizează o grupare islamistă. Au avut loc zeci de arestări după ce poliția a folosit gaze lacrimogene împotriva mulțimii care a rezistat aruncând cu pietre în polițiști.